Am revenit în studioul Iași TV Live, alături de mine se află domnul Cezar Angheluță, antreprenor ieșan, și doamna Mirabela Miron, inițiator Restart Home și președinte Aviso, pentru că tot am mai discutat despre problemele acestea financiare, economice ale țării, dar nu numai, și partea de consultanță pe care dumneavoastră o oferiți. Discutam despre antreprenoriat, o problemă nu neapărat nouă, dar abordarea acestei probleme cumva pare să fie nouă, pentru că trebuie să se adapteze atât angajatul cât și angajatorul unei, eu știu, unor noi oportunități, unor noi concepte. Discutam despre școala de antreprenoriat pe care dumneavoastră ați lansat-o sau o lansați în această săptămână prin biroul Restart Home și Primăria Iași. Și în felul acesta oferiți 3 burse, dacă am înțeles bine, unor antreprenori care doresc să-și deschidă afaceri în Iași sau în România, cărora le puneți la dispoziție consultanță și tot ceea ce vor avea nevoie pentru a-și pune pe picioare business-ul, dar în plus oferiți cursuri pentru toată lumea. În plus, știu că vă adresați și copiilor. Ne adresăm și copiilor, dar este o noutate. Îmi place foarte mult să vorbesc despre acest lucru. Vă rog. De ce? În Italia am creat și această școală de antreprenoriat pentru copii, o chemam noi, nu chiar de antreprenoriat. S-a început cu 4 cărți, acele 4 cărți care am început să le distribuim prin școli, 4 cărți în care vorbim foarte mult despre acei, chiar prima carte care a ieșit vorbește despre bullies. Am încercat traducerea, sincer, în românește nu există bullies, ar veni cel care agresează. Cum să înțeleagă copiii, cum să se ferească de aceste persoane. Vorbim foarte mult despre visele lor și să creadă în visele lor și să facă în așa fel, să se materializeze acele vise. De care le construiți personalități. Le construim personalități. Este un lucru care... Este un lucru mare, atâta timp cât în educația noastră din România vedem sute de manuale și foarte, foarte tehnic. Copiii nu mai au timp de nimic, nu au timp să construiască partea asta, să-și dezvolte abilități de altfel. Nu este exact o școală, să spunem propriu-zis. Antreprenorii când vin la această școală de antreprenori își aduc și ei copiilor. Și, bineînțeles, au o sală separată. Unde se simte diferența? Se simte diferența și copiii chiar copiii când ajung acasă le spun părinților că vor să se întoarcă. Când ne întoarcem? Pentru că este interactiv. Îi conectați cu realitatea ușor? Foarte interactiv, foarte interactiv. Da. Și vorbim foarte mult, mai mult îi lăsăm pe ei să discute. Deci, nu noi, ei vorbesc. Ei vorbesc între ei, își dau sfaturi chiar. Cu siguranță vă și ajută comunicarea. Ne cu ajută copii. Pentru că avem și de învățat de la ei. Exact. Multe lucruri. Da. Dumneavoastră sunteți revenit în țară, repatriat, ca să zicem așa. Ați locuit în Italia foarte mulți ani, dar vă rog să ne spuneți dumneavoastră povestea. Face 18 ani cât de curând. 18 ani? De când sunt în Italia. Am plecat așa cum au plecat toți. Nu de bine? Nu că nu de bine. Eu sunt o persoană care îmi plac foarte mult provocările. Deci nu că stăteam rău în România. Dar așa sunt eu, îmi plac provocările. Bun, am plecat, dar ați considerat că acolo... Am considerat eu că, mai bine. Nu știu, acolo va fi mai bine. Probabil. Nu a fost așa, bineînțeles că nu este nimeni în afară care te așteaptă și îți spune, poftiți, domnul Cezar. Nu e ca la mama acasă. Este exact. Trebuie să lupți. Așa. Și am luptat, am reușit și am ajuns să am muncit pentru o multinațională. Acolo am reușit să cresc foarte mult. Am intrat în contact cu această societate, Composers Management. Am intrat în contact cu fondatorul ei, cu Paolo Ruggeri. Bineînțeles. Mi-a plăcut. La început am intrat în contact cu ei pentru o necesitate. Apoi a început să-mi placă și din plăcere a devenit un job. Când și vine utilul cu plăcutul. Utilul cu plăcutul, exact. Și îmi place ceea ce fac și împreună am hotărât să deschidem și în România. Noi mai avem, am spus, suntem în 21 de țări. Am spus, de ce nu și în România? Iar dumneavoastră, după 18 ani de muncă în această companie, înțeleg? Nu am muncit numai pentru ei. Nu. Deci am muncit în mai multe locuri ca fiecare care pleacă în Italia. Dar ați preluat și faceți o filială în România. Dar am preluat tot ceea ce am învățat, am preluat și acum am preluat de la ei și am făcut filială în România. Bineînțeles că în spatele meu sunt ei, cei care mă vor ajuta în tot ceea ce eu vreau să fac în România. Ăsta a fost un motiv ca să vă întoarceți acasă, să deschideți în România? Nu neapărat. Jumătate, să spunem. Pentru că cealaltă pornește de aici.
Vrei acasă. De fapt, ați vrut acasă. Eu am vrut acasă, vreau acasă. Unde este mai bine ca acasă la mine? Dar cum te v-ați regăsit așa, eu știu, dragostea pentru acasă după atâta timp? Dar unde este mai frumos ca la noi acasă? Sau niciodată n-a dispărut? Niciodată nu va dispărea. Nu are cum să dispară. Sunt român. Sunt român. Chiar dacă jumătate, probabil, din anii mei i-am făcut în Italia. Dar sunt român. Asta nu înseamnă că nu este bine și în Italia. Ok. Dar nu veți pierde legătura cu Italia? Nu, niciodată. Nu voi lăsa nici legătura cu Italia, pentru că mi-am creat legături și acolo, destul de strânse. Cum a fost în toată această perioadă să munciți în Italia, pentru Italia? A fost cu suișuri și cu burușuri, cum este pentru toată lumea. Așa, eu știu cum... Începând de a ajunge în Italia și nu ați găsit un loc de muncă și a face un pic din toate, ușor, ușor, v-am spus, probabil am avut și norocul ăsta că am avut o familie care m-a susținut foarte mult pe mine. Și care mă susțin în continuare. Am și două fete, ele cred în mine, în ceea ce fac, soția la fel. Cu mine mai este, când am deschis această firmă în România, este și asociata mea, este cumnata mea. Deci, familia mă ajută foarte mult să cresc. Da. Asta este bine. Au fost și dumneavoastră în Italia? Ei sunt în Italia, da. Cam și ați revenit cu toții acasă? Nu, deocamdată am revenit eu, ușor, ușor începem să revenim toți. V-așezați terenul pentru... Încă am copii, încă fac școala acolo, dar ușor, ușor așez terenul și ne întoarcem cu toții. Și în același timp doriți să îi aduceți și pe alții? Doresc să-i aduc și pe alții pentru că se vede, este oportunitatea în România. Cum ați descoperit că există oportunitatea în România? Am văzut-o pe pielea mea, sincer, am simțit-o pe pielea mea. Ați testat terenul înainte? Am testat terenul, v-am spus... Cam în fiecare an veneam în România și vedeam un pic ceea ce se întâmplă. Ați simțit că se schimbă, se îmbunătățește ceva situația? Ceva s-a schimbat. De la an la an se vede și în Iași că se schimbe foarte mult. Nu știu, din punctul meu de vedere, eu văd schimbările pe parcurs. Și plus, nu știu, trebuie să ne facem acasă. Vă gândiți și la, exact, pentru că spuneți că trebuie, vă gândiți și la ideea că trebuie ca tot noi, românii, să punem umărul și să, evident, cum spuneam și în prima parte a emisiunii, să construim, de fapt. Păi nu va trebui să așteptăm, că dacă vom deveni acei optimiști care așteptăm să se întâmple ceva, nu se va întâmpla nimic. Așadar, trebuie să facem noi pentru va trebui noi. Să facem noi, va trebui să ne uităm, să vedem în fața realitatea care este și să facem ceva. Nu să abandonăm. Exact, niciodată. La biroul Restart Home știu că primiți tot felul de mesaje, de întrebări. Oamenii vor să se întoarcă acasă? Oamenii vor să se întoarcă acasă și, cum spunea Cezar, nu este vorba că nu au tot ce le trebuie din punct de vedere material acolo unde sunt. Este vorba de acel dor și de acel suflet pe care tu l-ai lăsat acasă, indiferent cum ai... Nu știu, eu am o credință că dacă Dumnezeu ne-a lăsat pe fața pământului aici în Iași și în zona noastră, nu cred că ne-am adaptat în altă parte mai bine și nu ne-am găsit resursele în altă parte mai bine decât aici. În cazul meu personal, când mă duc acasă la mama, mă duc acasă la mama. Adică acolo cred că petrec cel mai bun concediu, fie că stau o noapte, fie că stau două zile. Este cel mai bun concediu de pe toată suprafața globului și credeți-mă că am mers și am făcut. Antreprenorii vor, dar este acea teamă că sistemul nu s-a schimbat. Ceea ce facem noi, suntem mesageri ai sistemului și vinem și le spunem: oameni buni, veniți acasă, pentru că România pe care voi ați lăsat-o acum 18-20 de ani s-a schimbat. România este țara cu oportunități, este o țară sigură din punct de vedere al creșterii copiilor. Haideți să ne uităm la ce se întâmplă în Europa și să facem comparație cu România. Avem o țară frumoasă, cu resurse frumoase, cu oameni frumoși. Uite, hai să mergem în Anglia, să stăm 2 săptămâni în Anglia și să stăm 2 săptămâni la gura humorului. Și să întrebăm cum ne-am simțit, care oameni sunt mai ospitalieri. Cum te simți? E vorba de cum te simți. Pentru că la sfârșit, după ce dai deoparte titulatura, casele, banii și toate celelalte, rămâne omul, structura lui. Și când te duci acasă în patul tău, indiferent cât business ai avea în spate, că vorbim de 10.000 de euro sau vorbim de 10 milioane, ești tu cu tine și cum te simți tu. Și cred că aici ar trebui să fim un pic mai atenți, să facem shift-ul de la, domnule, trebuie să am, la cum sunt eu cu mine și cu cei din jur și care este menirea mea pe fața pământului. Că vorbim de antreprenoriat. Oare Dumnezeu m-a lăsat doar ca să acumulez pentru mine?
Sau este un scop mai înalt și pe care ar trebui să fim un pic mai atenți și la vecinul, și la vecina, și la omul care traversează strada? Poate că o mână pentru a sprijini un om care traversează strada este mult mai importantă decât nu știu câți bani îi da. Maria, dacă... Sunt lucruri pe care societatea se schimbă, mediul antreprenorial se schimbă, valorile se schimbă și dacă noi, antreprenorii, nu ne adaptăm la aceste schimbări, pierdem resursa umană și devenim din ce în ce mai singuri și din ce în ce mai izolați. Dacă ne uităm, este un trend în piață. Accentul se pune pe om și nu se pune pe om atât de mult pe capacitățile lui mentale și intelectuale, pe cât pe capacitățile emoționale și de empatizare. Lucrurile... Asta este direcția în care eu, ca firmă, și eu, ca persoană, evoluez. Dumneavoastră oferiți consultanță celor care vin la birou. Ați reușit până acum să, eu știu, să atrageți români din afară, să le oferiți încrederea aceea că la noi se poate. Da, sunt români care au venit în țară, sunt români cărora noi le scriem acum proiecte, cărora le pregătim proiecte pentru perioada care vor să investească mult în partea de pensiuni, agropensiuni. Le pregătim proiecte pentru acea zonă și sunt români care, da, au venit cu tot cu familie. Am un exemplu din Cluj, da? Din Cluj. Este un domn care a lucrat în consultanță, el este originar din Botoșani, s-a mutat la soție, a venit după, nu știu câți ani, tot așa, după vreo 20 de ani de consultanță din America și s-a mutat în Cluj și vine spre noi, a venit spre Restart Home, dați-mi sfaturi cum să vând consultanță și cum să... startup, să dau drumul la firmă, să o pun pe picioare în România. Sunt foarte multe, foarte multe persoane care vor să se întoarcă în țară. Și tot ce așteaptă ei nu este neapărat dă-ne bani. Sunt și cererile acestea. Dați-ne o mână. Arătați-ne că ne vreți acasă. Arătați-ne că vă pasă. Și lucrurile vin de la sine. Cum cu Cezar ne-am întâlnit întâmplător... Chiar întâmplător. Și hai să facem împreună. Da, s-a creat acel feeling, să spunem. Suntem pe aceeași undă. Lucrurile se mișcă și România se mișcă. Contează doar de noi modul în care și viteza cu care le mișcăm. Oarecum chiar avem nevoie și de viteză, pentru că unii au prea mare viteză față de alții și undeva se creează așa un sincop. Da, acum se spune că nu contează viteza, contează strategia. Nu, alții au viteză să plece din țară, antreprenorii până realizează, îi pierd. Îi pierd. La modul acesta. Ce le recomandați celor care acum vor să plece din țară? Înainte de a pleca, eu mi-aș permite înaintea lui Cezar un sfat. Înainte de a pleca într-o comunitate și a lăsa casa, masa ta de acasă și sprijinul și familia și confortul și familiaritatea de acasă, du-te și nu te du în concediu. Du-te și încearcă să trăiești 2-3 luni în comunitatea respectivă. Să vezi cum ești privit, să vezi cum te tratează din prisma imigrantului, să vezi dacă poți să accesezi un loc de muncă la fel de bine plătit și în aceleași condiții ca în România și să vezi cum te simți. Și apoi ia decizia. Că... Sau cumva, poate mulți vor zice că e mai greu, că ai nevoie de mai mulți bani să stai la început până îți găsești ceva mai bun, dar tocmai acesta este un... Du-te și încearcă. Stai 3 luni, 6 luni, ia-ți un timp și vezi cum te simți și cum ești privit. Și când o să ai prieteni, când o să ai familie aproape, când o să vină primele probleme din punct de vedere medical și nu știi pe unde să o iei, nu știi pe cine să suni, îți este rău noaptea, eu la cine apelez? Îți pui un semn de întrebare dacă chiar se merită. Te gândești că în România era foarte simplu dacă interveneau altfel. Și dacă mai avem și copii la mijloc, eu ca mamă mă întreb de 3 ori. Eu cui îi las dificil. Și care este responsabilitatea mea care mi-am asumat în momentul în care am născut copiii? Bani facem. Că îi facem în România, că îi facem în altă parte, nu contează. Banii se fac. Important modul în care se fac. Și cum îi prețuiești și după. Dumneavoastră ați trecut prin tot soiul de încercări, așa... Am trecut prin aceste
în aceste situații, să spunem. Da. Și înțeleg că ați fost cu sufletul tot timpul acasă. Ați ajuns așa la o saturație financiară, ca să mă exprim așa, și apoi ați luat hotărârea să veniți acasă? Sau... adică v-a influențat și aspectul financiar, că sunteți, eu știu, acum, după atâția ani de muncă acolo, bine situat, eu știu. Da. Adică v-a influențat. Nu că nu m-a influențat neapărat, să spunem, faptul ăsta de bani. Ați muncit foarte mult. Am muncit foarte mult. Ați întâmpinat foarte multe greutăți. Exact. Ați fost în același timp cu sufletul acasă, dar... totuși, tot efortul pe care l-ați făcut locuind acolo a fost pentru bani, înțeleg. Așa plecăm, da. Plecăm cu gândul ăsta, pentru bani. Că, nu, toți care pleacă, pentru asta pleacă, spun, vreau să mă duc să câștig mai mult. Este adevărat, poate salariul din afară este un pic mai mare decât cel care este în România, dar nu ai exact ce spunea și Mirabela. Când începe să se lipsească familia, nu știu cât de bine este. Prietenii. România. Da. Dumneavoastră, ce le-ați spune tinerilor sau nu neapărat, care vor să plece azi, mâine, din țară? Exact cum spunea și Mirabela, dar ar fi bine să ceară ajutor prima de a pleca. Sau să întrebe pe alții care au fost plecați și s-au întors. Le-ar explica foarte bine ceea ce se întâmplă în afară. Ce greutăți pot să întâmpina, nu la toată lumea le poate merge bine. Poți avea și noroc de a-ți merge bine în afară, nu zic nu. Bun, dar ei vor spune, eu aici am încercat aia, nu iese nimic, trebuie să plec. Încercăm să-i ajutăm atunci. Să le oferiți idei de afacere. Ceva, poate se gândesc că nu toți sunt au material de antreprenor, da, și trebuie să facă afaceri. Da, există și frica asta pentru de a porni de la zero, cum o spune ei, dar se poate. Se poate. Nu trebuie neapărat să devii antreprenor. Poți să-ți alegi să ai un loc de muncă, dar să ai mentalitatea de a fi cel mai bun și de a dezvolta acel loc de muncă, să nu te transformi într-un roboțel, cum spun eu, să gândești, să ai tot timpul inițiativă, cum pot îmbunătăți locul de muncă, să fie o întrebare. Eu cred că este o întrebare pe care eu acum le pun fetelor care au 5 ani de zile, adică 5 anișori. Cum poți tu să aduci un zâmbet colegilor tăi de la grădiniță? Cum poți tu să aduci un zâmbet colegilor tăi de la birou? Cum poți tu să crești productivitatea firmei, să faci ca firma ta, firmei tale să fie, la care lucrezi, să fie mai bine, în așa fel încât antreprenorul, angajatorul să poată să-ți crească salariul cu 10-15% și așa mai departe? Cum poți tu să te implici în comunitatea în care ai crescut? Cum poți tu să mulțumești, de exemplu, liceului care te-a învățat și te-a îndrumat în primii ani de viață și nu neapărat în primii ani, în primii ani de adolescență? Sunt lucruri normale. Cred că shift-ul ar trebui să vină de la a ne orienta un pic atenția către ceilalți. Nu neapărat să fim eu în centru, individual. Eu, ca și în business, noroc de mine că dacă nu ar fi eu, ghilimele de rigoare, s-ar dărâma firma. Nu este adevărat. Firma nu ești tu. Firma este un ansamblu, este o entitate vie. Firma este formată din toți acei cu care intri în contact, de la angajați și până la familiile angajaților. Că și de acolo îți vine un feedback care poate nu e direct de cele mai multe ori, dar are o presiune. Influențează. Firma este de la cum te simți tu în comunitatea ta. Cum mă simt eu în Iași? Eu, de exemplu, n-aș pleca niciodată din Iași. Am tot ce am nevoie aici, ceea ce fac și de ce mă implic în comunitate este pentru că atunci, peste 20 de ani, când o să ies la pensie de Doamne, să pot să trăiesc o bătrânețe decentă. Să pot să mă bucur de copiii mei, să mă pot bucura de un sistem sanitar adecvat și copiii mei să se bucure de un sistem educațional la fel de adecvat. Asta este o motivație. Pentru că vorbeați despre mediul de lucru al angajaților și nu numai, dumneavoastră știu că în cadrul firmei vă ocupați și de managementul resurselor umane, să zic așa, și de calitatea angajaților. Cum o faceți? Ce anume luați în considerare atunci când punctați pe aceste zone? În momentul când intrăm în contact cu un antreprenor care, cu adevărat, are nevoie de angajați sau nu reușește să-și gestioneze bine angajații lui. Împreună, cum am spus, facem o analiză a personalului
Și în baza analizei personale ies anumite aspecte pe care noi vom reuși după să le modificăm împreună cu antreprenorul. Vor ieși acele aspecte, acele abilități un pic bune și slabe, să spunem, al unui angajat, care nu le observăm întotdeauna și vom lucra foarte mult pe punctele acele slabe ale angajatului, să încercăm să le modificăm, să le ridicăm. Să devină constructiv. Să devină constructiv, exact. Angajatul participă la astfel de analize? Angajații participă la așa. Uh-huh. Adică este o deschidere așa cu toată lumea, da, fiecare să-și asume și să-și vadă, de fapt. La început există o reticență în privința acestuia, dar după ce ne cunosc, după ce vorbim cu ei și când văd că nu vrem nimic decât să-i ajutăm, încep să aibă încredere în noi și participă. În felul acesta, iată, durata de viață a angajatului în acea companie poate să crească, pentru că se găsesc neconcordanțele care pot apărea și de multe ori poate e o hibă de comunicare și... Ok. În Italia, cu siguranță, mentalitatea poate fi puțin diferită. Lucrul cu oamenii de acolo... Să știți că diferența între Italia și România nu este chiar așa de mare, să spunem, la mentalitate. Mă refer la faptul că poate italianul la locul de muncă poate fi puțin mai responsabil sau nu numai, sau este mai serios sau mai muncitor. Sau... Aici mă gândesc că abordarea poate fi puțin diferită atunci când vorbiți despre analiza angajatului. Nu, și în Italia, când am pornit cu această analiză, a fost aceeași problemă. Problemele sunt identice. Da, identice. Acum, v-am spus, în Italia deja se folosește foarte mult această analiză. Să nu mai spun în America, suntem și în America cu această analiză. În Anglia am început. Unde am început? Se construiește. De fapt, este o soluție pentru consolidarea unei... Exact, pentru angajatori, pentru a reuși să-și construiască o afacere prosperă, să spunem. Și să-și depășească anumite probleme care, iată, apar întotdeauna atunci când e vorba de lucrul cu oamenii. Știm că sunt cei mai importanți dintr-o companie. Ei sunt oamenii, nu... Da. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă mai aștept. Mare drag. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Andreea Luca. Ne vedem săptămâna viitoare.